având în vedere că ședința ordinară de astăzi nu s-a ținut. Și dacă nici ședința ordinară de data viitoare când vă convoc nu se ține, vom intra în alegeri anticipate pentru alegerea unui nou Consiliu Local Iași, care sigur va trebui să îmbrace de data aceasta voința cu adevărat a populației municipiului Iași privind configurația Consiliului Local, a celor care cu adevărat cred în destinele acestui oraș, nu se lasă șantajați de o clică de interese personale și de grup din cadrul Partidului Social Democrat filiala Iași și care vor continua lupta pentru democrație, pentru stabilitatea acestui oraș, pentru stabilitatea acestei țări, de unde putem renaște cu toții.